fac tot ceea ce depinde de mine ca parlamentar să primească sprijin pentru promovarea multor proiecte și programe care se ducă la dezvoltarea comunei Peștișani. Felicitări și vă mulțumesc mult! Și eu vreau să-i mulțumesc domnului senator pentru că în urmă cu câteva luni a mers cu mine personal la Ministerul Dezvoltării și urmare ca a demersul noastre, dar și a implicării dumnealui, vom avea în comuna Peștișani cel mai frumos, cel mai modern centru de permanență medicală din țară. Proiectul este foarte frumos, domnul senator știe ce lupte am avut acolo pentru a se accepta materialele de calitate solicitate și dotări de 300.000 de euro în acest centru de permanență medicală care va deservi toate comunele din jur. Vă mulțumesc, domnul senator. Înainte de a-l ruga pe domnul Ciprian Florescu, prefectul județului Gorj, să ne spună câteva cuvinte, vreau să salut prezența la această manifestare a profesorului nostru de când eram noi mai tineri și dumnealui la fel, Dan Pupăză, și a prietenului nostru, Grigore Haidău, soțul colegei noastre și foste eleve a domnului Dan Pupăză, Doina.